Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. A efectuat prima operație de mastectomie cu reconstrucție mamară din România. Este un exemplu de corectitudine, profesionalism și dăruire, pentru că activitatea domniei sale nu se sfârșește în sala de operație. Dincolo de rigiditatea pe care o impune profesia de chirurg, se ascunde omul contemplativ, Alexandru Blidaru. Acesta își tratează bolnavii cu multă delicatețe, omenie și este și un bun psiholog. Am făcut tehnici chirurgicale în premieră în România, dar nu numai atât, dar care nu erau încă făcute în mari și celebre spitale din Statele Unite. Să pretinzi bani e îngrozitor, deci nu. E un lucru care chiar nu trebuie să mai existe, nu. Deloc. Mai ales că salariile s-au mărit, altfel lucrurile s-au schimbat și în privința patologiei. Dacă atunci când lucram la spitalul de urgență să operăm cancer, era mai degrabă o raritate și operam foarte multe ulcere digestive, acum mai peste tot se operează cancer. Am vrut să plec de multe ori și unul dintre motive într-o clinică privată și unul dintre motivele pentru care am rămas, nu e singurul, dar e unul dintre motive, e acela de a trata orice fel de pacient, indiferent de situația materială. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Am deosebită onoare că în această seară s-am invitat o personalitate de vârf a medicinei românești. Domnia sa are o poveste de viață absolut fascinantă și chiar inspirațională. A avut privilegiul să se nască într-o familie de oameni studioși, mama consilier juridic și tatăl medic chirurg. Ajuns la vârsta de licean, iată-l elev la liceul Sfântul Sava din București. Aici universul care îi se deschidea era absolut fascinant. Era îndrăgostit de fizică, mergea la olimpiade și rezultatele erau pe măsura efortului depus. Dar numai puțin interesat era și de limba română și profesoara Pafnotescu, care peste ani avea să rămână figura emblematică din liceu. Dânsa este cea care îl determină pe Alexandru să urmeze cursurile de pregătire regie film. Acesta era unul dintre marile vise, băiatul având toate calitățile pentru a-și face o carieră în acest sens. Numai că realitatea se dovedește a fi alta, pentru că mama, care lucra la radio-televiziune în momentul acela, îl influențează să-și schimbe opțiunea. Atunci a fost momentul hotărâtor, urmează facultatea de medicină la îndemnul tatălui, care era un profesionist convins. În facultate se dovedește a fi un student extrem de dedicat, iar teza de diplomă o are cu profesorul Setlacek, o enormă figură a chirurgiei românești. Ulterior ajunge la Institutul Oncologic, unde lucrează cu profesorul Alexandru Trestioreanu, chirurg-oncolog, apoi colaborează cu profesorul Ion Bălănescu. Ajunge repede să opereze, să fie medic primar, șef de secție, să parcurgă gradele universitare și să ajungă profesor. Au venit toate ca un bulgăre de zăpadă, cum îi place să afirme uneori. Are o carieră impresionantă cu mii de operații la activ, o experiență vastă în chirurgia cancerului mamar, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați chirurgi din România. A efectuat prima operație de mastectomie cu reconstrucție mamară din România. Este un exemplu de corectitudine, profesionalism și dăruire, pentru că activitatea domniei sale nu se sfârșește în sala de operație. Dincolo de rigiditatea pe care o impune profesia de chirurg, se ascunde omul contemplativ, Alexandru Blidaru. Acesta își tratează bolnavii cu multă delicatețe, omenie și este și un bun psiholog. Dacă și-ar privi filmul propriei vieți cu ochii regizorului, poate că în primul rol
l-a distribuit pe tatăl domniei sale, medicul chirurg Paul Blidaru. Model de dedicare și profesionalism, care de fapt i-a fost și primul mentor. Și într-un alt rol, la fel de important, l-ar distribui pe profesorul Alexandru Trestioreanu, omul care a fost foarte aproape de inima sa. Și nu în ultimul rând, în acest film, ar trebui să fie și profesorul Ion Bălănescu. Și dacă merg cu imaginația și mai departe și l-aș întreba care a fost cea mai impresionantă peliculă din acest film al vieții, cu siguranță a răspunde cam așa. Am operat o femeie simplă de la țară, de cancer mamar. În clipa în care s-a întors acasă, soțul, în semn de solidaritate, s-a ras și el în cap. Profesor universitar, doctor Alexandru Blidaru, bine ați venit la noi! Să rămână, e chiar impresionant. Și ați vorbit mult și v-am ascultat uimit. În primul rând, nu v-am întrerupt, că a fost așa de frumos și elogios și se spune că atunci când cineva te laudă, nu trebuie să-l întrerupi. În al doilea rând, sigur că trebuie să mă puneți într-o lumină grozavă, pentru că astfel aveți un invitat grozav. Dar trebuie să spun că lucrurile care m-au impresionat sunt următoarele. Unul, că nu mi-a spus nimic despre ce o să vorbim, ceea ce e rar. Doi, e extraordinar ce ați spus despre mine și e foarte adevărat și v-ați documentat extrem de bine. Ați spus niște lucruri profunde și intime legate de viața mea și adevărate. E culmea că dacă mă întreba cineva, v-aș fi povestit de frumoasa și blonda profesoară de limba română din liceu. De faptul că mama mi-a zis că dacă o să fiu regizor, că poate o să mor de foame. De faptul că vedeam ce face tata și, deși nu eram apropiat, am o structură de caracter diferită. El era profund dedicat meseriei și cu asta sper că semăn cu dânsul, profund religios, bunicul a fost preot și foarte cald. Când intra într-o încăpere, se simțea căldura și dragostea. N-am mai simțit așa. Eu, la primul contact, sunt mai degrabă mai abraziv. Vă contrazic. Vehement vă contrazic. În orice caz, nu rămân indiferent și oamenii nu rămân indiferenți față de mine. Ori mă plac, ori nu. Și într-adevăr, uitându-mă în spate la ce a zis, e adevărat. Tata era chirurg și era dedicat profesiei, lucra la spitalul de urgență, care era pe atunci singurul spital de urgență și unde era o școală fantastică și unde am avut ocazia să învăț de chirurgia de urgență, despre chirurgia de urgență o mulțime de lucruri. Era extrem de solicitant, erau perioade în care se făcea gardă și presupun că și acum la 3 zile. Și era garda, după care urmau operațiile de după gardă, contravizita seara după gardă, la 6, și te duceai acasă și începeai a doua zi, care se termina cu contravizita de la ora 6 seara, după care urma garda și așa mai departe. Erau perioade care nici nu știu cum le-am trecut și cum le trec cei care au lucrat și lucrează acolo. Țin minte că erau multe gărzi în care ajungeam să mă uit în oglindă spre dimineață, să văd că sunt nebărbierit și trebuia să o luăm de la capăt. Și țin minte că tata venea târziu de la spital, seara, pe vremea aceea programul la televiziune era scurt, în orice caz ajungea și era bucuros că se vedea genericul și se aștepta să vadă filmul, numai că genericul era de sfârșitul filmului. Și am zis că niciodată nu o să fac așa și uite că, pentru că într-adevăr, nu știu cum ați scos-o, dar de unde ați scos-o, că într-adevăr mai degrabă cred că sunt contemplativ
Și totuși am ajuns să mă trezesc la 4 și să ajung seara târziu, ceea ce e o problemă legată de cum împarți timpul pentru profesie și cel pentru familie. Pentru că de multe ori plec înainte ca unii dintre membrii familiei să trezească și mă întorc acasă după ce ei au adormit, ceea ce nu e bine. Tatăl a activat 40 de ani în medicină. Da, acolo era viața lui. De altfel, văzându-l pe holurile spitalului, era altfel decât acasă, altfel decât oriunde. Parcă de acolo, realmente, își trăgea seva și, deși trecuse prin tot felul de boli, era neobosit. Îi plăcea foarte mult, făcea asta cu pasiune. Acum, sigur, mai era și în detrimentul familiei, că țin minte că plecam sâmbetele dimineața la țară. Tata e din Malucu Flori. Și plecam la țară cu mașina încărcată. Pe vremea aceea, așa erau mașinile încărcate, încărcate cu de toate. Tot felul de boarfe, să zicem. Dar am mai văzut așa și în Franța. Am fost acum câțiva ani, când toată lumea pleca în vacanță și când am stat ore pe autostradă și când vedeam alături în mașină persoane care dormeau, aveau plapumă, pernă și așa mai departe. Deci plecam cu mașina plină și natural că înainte de a porni spre Malucu Flori, ne opream la spital. Și ne opream la spital uneori pentru multe, multe ore, pentru că tata trebuia să facă vizită și apoi mai intra și în operații și uneori mergeam și eu să văd operațiile și cum nu m-a dus mintea să fac altceva practic, am făcut chirurgia. Dacă s-ar produce un film după viața dumneavoastră și trebuie să alegeți distribuția, regizorul din lăuntrul dumneavoastră, pe cine ar alege în personajul Alexandru Blidaru? Dintre actorii cunoscuți, uh-huh. Vedeți cum râde Paul, băiatul meu, care poartă numele tatălui meu, Paul, și numele bunicului meu, Spiridon, și poartă cu greutate numele de Spiridon, care nu prea e modern. Și de fiecare dată când îi spun câte ceva sau îi vorbesc de câte un personaj, nu știe, pentru că sunt învechit, cred că l-aș alege pe Belmondo. Pentru că îmi place umorul, îmi place ironia și îmi place și autoironia. Deci, între Delon, de exemplu, și Belmondo, l-aș alege pe Belmondo în rol principal. Sigur, nu făcând glume tot timpul, ci văzându-și de meserie. Și întâmplător, meseria noastră, cea a chirurgilor și cea a celor care fac chirurgia oncologică, nu e ușoară. De altfel, lucrurile s-au schimbat și în privința patologiei. Dacă atunci când lucram la spitalul de urgență să operăm cancer, era mai degrabă o raritate și operam foarte multe ulcere digestive, acum mai peste tot se operează cancer. Și de aceea specializarea, supra-specializarea în tratamentul și mai ales chirurgia cancerului trebuie să devină o prioritate. Pentru că această boală gravă e influențată de tot felul de factori care țin de boală, de pacient, dar și de tratament. Și chirurgul este un factor de prognostic în evoluția acestei boli. O chirurgie de calitate asigură o supraviețuire de calitate lungă, și în același timp cu o calitate a vieții bună. Am făcut tehnici chirurgicale în premieră în România,
dar nu numai atât, dar care nu erau încă făcute în mari și celebre spitale din Statele Unite. Țin minte o conferință la care am prezentat o astfel de metodă, s-a ridicat un reputat șef de clinică din Germania și a spus că atâta timp cât va fi el șef în clinica aceea, nu va permite o astfel de operație. Și după câțiva ani e o operație de rutină, standardizată. Și asta e o bucurie de-a mea. Vă provoc să ne deplasăm imaginar. Vom lua trenul copilăriei și ne vom opri în stația Malul cu Flori. Cum era copilul Alexandru Blidaru? Malul cu Flori era și mai este încă. Acolo s-au filmat mai multe filme, inclusiv Iarba Verde de Acasă. Paradoxal, eram într-o perioadă mai încurcată, cred că prin facultate. Și cred că voiam puțină liniște. Și m-am dus la o rudă de-a noastră de acolo să stau câteva zile liniștit și singur la Malul cu Flori. Și culma a fost că în prima seară, la fereastra camerei în care... Fereastra camerei de oaspeți. Știți că la țară există camera de oaspeți. Da, da. Nu stăteam în fosta casă a bunicilor, ci m-am dus acolo ca să fie mai simplu. Pe acea fereastră am auzit zgomote și am văzut lumini stridente. În casa de alături, sau în curtea casei de alături, începuseră filmările pentru Iarba Verde de Acasă. Deci au fost niște zile foarte neliniștite, pentru că se filma foarte mult și era agitație. Vacanțele de vară, care erau lungi, cred că erau vreo 3 luni de zile, le petreceam aproape invariabil la Malul cu Flori. Deci pot să spun că am avut o copilărie la țară, în care am învățat să culeg fructe, am învățat cum se face țuica, am învățat să stau cu ochii pe cer, pentru că dacă aveam fânul întins, dacă venea ploaia, trebuia repede să-l adunăm în căpițe. Am învățat să sap, nu prea grozav, am învățat să cosesc. Bine, ce am reușit cosind, am reușit să nu mă tai, ceea ce e un succes, și am reușit să stric multe coase, pentru că pământul de acolo avea multe pietre și încă nu mânuiam bine coasa și nu ajunsesem la mișcarea aceea fenomenală. E atât de plăcut să vezi un cosaș experimentat cum se mișcă, și e și mai plăcut să vezi o echipă în care cei câțiva oameni fac lucrul ăsta în paralel. E un balet nemaipomenit. Și apoi pauzele puțin zgomotoase și ritmate în care își ascut coasele. Așa că sigur că am fost cu animalele la păscut, sigur că nu mi-a ieșit toate foarte bine. Când am adus odată o vacă acasă, n-am știut să o manevrez și era o vacă de altfel luată din nordul Moldovei, de o rasă deosebită. Îmi plăcea foarte mult mâncarea și a ales să se ducă lângă un pom care părea foarte bun și a căzut într-o groapă cu var, stins din fericire, dar după aia a fost foarte greu să fie scoasă de acolo și natural că eu am suportat consecințele acestei boroboațe, dar era o viață în care eram înconjurat de tot felul de animale. Era un loc unde am reușit să călăresc pentru prima dată.
pentru că bunicul, așa cum v-am zis, era preot și debobotează și nu numai, făcea drumuri prin satele învecinate și de obicei le făcea călare și atunci aveam ocazia să merg și cu dânsul călare. Erau vacanțe minunate la Malul cu Flori. Știu că tata v-a îndreptat către medicină, reiterez de fapt ce am spus mai devreme, însă sunt curioasă asupra unui aspect. Medicina oncologică este un domeniu sensibil care necesită o tărie de caracter, o mare tărie chiar de caracter. Ce v-a determinat să vă alegeți această direcție? Tata a vrut sigur să fie, dacă tata era pasionat de medicină și mai ales de chirurgie, evident că a vrut ca eu să fac chirurgie. Dar oncologia? Profesorul Trestioreanu. Uh-huh. Așa s-a întâmplat, profesorul Trestioreanu. Am spus, mai degrabă m-a ales ea pe mine decât eu pe ea. Dar legat de ce voia tatăl, culmea că fiind firi opuse, n-am reușit și îmi pare foarte rău că n-am reușit să învăț multe de la tată din domeniul chirurgiei. Dar am avut ocazia să învăț de la prietenii și colegii dânsului. În afară de cei pe care i-am menționat, trebuie să spun că un chirurg, urolog, profesorul Eugen Proca m-a impresionat prin eleganța gesturilor. Apoi echipa de chirurgi de la urgență, extrem de experimentați. De altfel, din cauza numărului mare de pacienți pe care trebuiau să-i trateze. Și țin minte că atunci am văzut un tânăr care m-a impresionat. Vedeți, nu mă gândeam atunci să mă compar cu unul dintre profesori sau să sper să ajung ca unul dintre profesori, nici acum. Dar era un tânăr care mi-a plăcut foarte mult de ce făcea și acel tânăr era Mircea Beuran, care a avut o carieră deosebită. Sunt mulți chirurgi care m-au și mulți medici. Profesorul Bruckner, de exemplu. Sunt mulți care m-au influențat. Și, știți, a zis că am fost studios. Am avut colegi mult mai studioși. Mă gândeam, norocul meu a fost că în anul 3 mi-am dat seama că totuși trebuie să învăț mai mult, pentru că atunci se începuse semiologia. Latura medicinii care se ocupă cu simptomele și semnele bolii. Ori dacă asta nu știi, e greu să recuperezi. Uh-huh. Și atunci am început să învăț și încetul cu încetul, cred că după facultate am început să învăț mai mult. Și chiar dacă era greu cu cărțile, chiar dacă în facultate căutam xeroxuri, sunt uimit uneori de tinerii care, atunci când le spun un cuvânt și îi rog să învețe despre acel lucru, nu vin după o zi să-mi spună ce au învățat și ce au găsit, pentru că e atât de ușor să cauți pe net cuvântul și de la el să cauți sinonimele și de la el să cauți poveștile și de la el să știi totul, pentru că dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci bine și dacă vrei să știi, și astea chiar pentru mine nu-ți vorbim vânt, dacă un lucru merită făcut, merită făcut foarte bine și de asta soția mea și alții spun că sunt tipicar. Dacă vrei să știi ceva despre lucrul respectiv, știi până la capăt. De asta pe rezidență îi întreb la una din primele întâlniri ce știi să faci mai bine. Pentru că dacă știu, de exemplu, să joace tenis bine,
Asta înseamnă că știu totul, de la rachetă, la echipament, mișcări, minge, racordaj, reguli și așa mai departe. Și atunci le spun, știți asta foarte bine, extrapolați ce știți și cum vă simțiți și cum vă raportați la tenis, de exemplu, dacă despre tenis e vorba, la meseria pe care o să o faceți. Așa trebuie să știți. Faceți o analogie între pasiunile lor, conexe și medicina. Exact. Știți, a spus că la mine totul a mers ca un bulgăre de zăpadă. Sper să nu se uită multă lume la emisiune, deci e o confesiune așa, să rămână răstrânsă. N-a fost așa de simplu. N-a venit ca un bulgăre de zăpadă. Poate mai încolo, după ce bulgărele s-a făcut mai mare, dar o perioadă mi se părea că nu decolez în chirurgie. Că nu fac destul de bine. Că nu reușesc să fiu stăpân. Că nu reușesc să mă descurc. Și atunci am făcut și eu două analogii. Una mai simplă, am zis, uite, ce știu să fac? Să conduc bine. Pot să conduc bine când e ploaie mare, când e furtună, când e besnă, când e aglomerat, când nu știu. Da, pot. O scot la capăt. De, așa trebuie să o scoți la capăt și când e greu. Și tot mai era ceva care m-a apăsat. Am zis, uite, poate sunt o pasăre care tot dă din aripi ca să zboare. Dar poate când sunt o pasăre care nu zboară. Și asta m-a chinuit o perioadă până când am decolat. Și într-adevăr am decolat și am ajuns, uitându-mă în urmă, repede să operez. Poate de asta n-am plecat în străinătate. Ăsta e al doilea motiv. Primul, că erau ai mei aici și nu mă închipuiam o viață fără ei. Al doilea, că am ajuns repede să operez, ceea ce sigur că mi s-a ridicat la cap. Al treilea, că am ajuns repede șef de secție, profesor, incredibil. Țin minte și acum eram la o întâlnire protocolară cu mulți oameni faimoși și frumoși îmbrăcați. Și venea lume spre mine spunându-mi, bună seara, domnule profesor. Și eu mă întorceam înapoi să mă uit la cine le spun, cui îi spun. Că eu nu mă consideram încă profesor. Așa că, da, am amestecat. Unele au venit ușor, pentru altele a trebuit să lupt mai mult. Ce însă a fost greu, e introducerea, implementarea noului. Și nu neapărat noul, pentru că eu am inventat ceva, dar nou care există și care e documentat și care e sigur și adevărat și care e rutină în altă parte. Și la noi e pus la îndoială. Deci sunt oameni cantonați în chestiuni vetuste, care au fost implementate dinainte și nu sunt deschiși. Și rămân acolo. Și rămâne, le spun colegilor mei, nu rămâneți la aceeași mentalitate, nu rămâneți la aceeași operație. Dar, ca să introduci o operație nouă, trebuie să știi despre ce e vorba. Trebuie să faci o pregătire. Trebuie să știi nu numai acordurile, dar trebuie să știi simfonia. Ca să implementăm o tehnică împreună cu colaboratorii mei apropiați, unul dintre ei e doctorul Cristian Bordea, altul Silviu Voinea, am învățat și lucrat ani de zile până să introducem tehnica. Până să știm că e bună, până să știm că e benefică. Da, introducerea noului în România e încă dificilă.
Vedeți, s-a tot vorbit de reforma sistemului sanitar, reforma. Cred că acum vreo 10 ani mergeam spre spital și auzeam la radio despre reforma sistemului sanitar, nu știu câta reformă. Și a ajuns la spital încă în secția de chirurgie, nu în bloc operator, mi se transmite că n-avem mânuș chirurgical. Reforma sistemului. Lucrurile s-au schimbat însă în bine, chiar... Sigur, nu peste tot. Acum, când voiam să spun un lucru bun, de exemplu, că sunt centre de radioterapie mult mai multe și că pacienții nu mai așteaptă pentru radioterapie. Când voiam să spun că oncologia medicală a ajuns la nivelul lucrurilor care se fac în lumea occidentală și sunt medicamente noi care se folosesc de rutină. Deci când voiam să spun de lucruri bune și le-am spus, și când e un plan național de cancer foarte deștept făcut, se vede că au lucrat oameni care chiar știu despre ce e vorba, sper să se și implementeze. Trebuie să spun și lucrurile pe care speram că o să se întâmple. După 90, când am fost în Marea Britanie și am văzut programul de screening pentru cancerul mamar, deci depistarea precoce a bolii prin mamografie, am zis, e clar, asta trebuie făcut în România și încă repede. Și m-am implicat în tot felul de organizații guvernamentale și non-guvernamentale pentru screening, pentru a spune de ce e bun screening-ul, pentru diagnosticul precoce, pentru un tratament mai bun, mai eficient, mai simplu după asta. Și am fost tare dezamăgit astăzi, adică acum în România participarea la screening pentru cancerul mamar e în jur de 1-2%. Oho. Adică nimic. Adică nimic. Adică nu există screening pentru cancerul mamar în România. Sigur că din ce în ce mai multe femei, pentru că știu, fac mamografie, fac ecografie, ce e foarte bine, dar în continuare stadiile avansate de cancer mamar și nu numai, predomină. Ceea ce... Cam ce proporție au? Spre jumătate. Ceea ce afectează mortalitatea. Peste tot în lume, incidența, deci frecvența cancerului mamar e în creștere. Din tot felul de motive. Dar mortalitatea a început de mult să scadă în țările occidentale. În timp ce la noi în țară incidența crește și mortalitatea, în ciuda tratamentelor, crește și ea din cauza stadiilor avansate. Și sigur că bolile se tratează mult mai bine, inclusiv cancerele, se operează și se tratează mult mai bine pentru că diagnosticul e din ce în ce mai precis și tratamentul din ce în ce mai specific. Sigur că peste tot în lume există o inegalitate a tratamentului. Poate nu peste tot se tratează la fel de bine. Și screening-ul, această depistare precoce, nu e facilă. În primul rând îți trebuie aparatură dedicată, îți trebuie medici sau personal medical dedicat, îți trebuie o bază de date și alcătuirea unui registru, trebuie foarte multe lucruri logistice, dar rezultatele au impact asupra supraviețuirii. Scazi mortalitatea prin această boală, reduci costurile tratamentului, îmbunătățești calitatea vieții. Sigur, au dezavantaje, persoana respectivă trebuie să ducă la mamografie, uneori doare, e o doză de iradiere pe care pe unele persoane le sperie, deși e foarte mică. Uneori se descoperă niște leziuni care sunt considerate suspecte și care sperie persoana respectivă și pentru care uneori trebuie să facă alte investigații sau chiar biopsii, dar avantajele depășesc cu mult dezavantajele. Ce noi descoperiri sunt în materie oncologică? Sunt foarte multe. În primul rând, când spui de cancer, cancerul unui anumite
unui anumit organ, cancerul mamar. E un lucru foarte heterogen, cu evoluție diferită, cu tratamente diferite. De altfel, se încearcă... La început, tratamentul cancerului era bazat în primul rând pe stadiul bolii. Erau 4 stadii de cancer, în funcție de stadiu se făcea tratamentul respectiv. Lucrurile apoi s-au schimbat în funcție de mulți parametri. Acești parametri țin de tipul de cancer și de caracteristicile lui intime, inclusiv genetice. Și vorbesc acum numai de boală, nu vorbesc și de pacientul care are această boală, pentru că boala se tratează în funcție de boală, dar în funcție de pacient. Și se încearcă clasificarea cât mai precisă a diferitelor tipuri de cancere, pentru că aceste tipuri diferite au tratament specific. Se tot vorbește și se face tratament individualizat, care e mai eficient și are rezultate mult mai bune. Și, vedeți, înainte, disciplina se numea chimioterapie. Medicii făceau citostatice. Acum se numește oncologie medicală și e o gamă largă de tratamente care sunt incluse în această profesie de oncolog medical. Sigur că se face chimioterapie, dar se face și hormonoterapie, dar se folosește și anticorp monoclonal, dar se folosește și imunoterapia și tratamentele sunt din ce în ce mai specifice. E foarte interesant care a fost evoluția acestor medicamente. În general, dacă era un medicament nou descoperit, era folosit în stadiile avansate de boală, stadiile cu metastază. Și dacă era eficient, era folosit apoi după operație, adjuvant. Și în ultima vreme, ele se folosesc chiar și înainte de operație, în ideea că un tratament sistemic a unei boli care poate fi diseminată sistemic e utilă. Dar aș reveni, și nu neapărat că sunt chirurg, deși e normal să-mi apăr meseria, dar o apăr cu motive, un rol esențial în tratamentul cancerului acum rămâne chirurgia. Chiar dacă e rudimentară, chiar dacă e simplistă, e ideea să scoți tumora sau să scoți o parte din organul în care se găsește tumora sau să scoți, dacă se poate, întreg organul cu ganglioni în care poate boala disemina, rămâne unul dintre cele mai importante tipuri de tratament al cancerului. Se zice chiar că jumătate din cazurile de cancer se vindecă datorită chirurgie. Și atunci trebuie o chirurgie mai specifică. Și un exemplu e biopsia de ganglion sentinelă. Înainte, 30-40 de ani, se extirpau toți ganglionii dintr-o anumită regiune și lucrul ăsta avea ca și consecință o morbiditate de diferite feluri. Cea mai frecventă, de exemplu, în cancerul mamar e edemul brațului, care e oribil și greu de tratat. Acum se face cu operații specifice, se extirpă numai ganglionii la care boala e probabil să fie diseminată, ceea ce a schimbat foarte mult chirurgia în cancerul mamar. Și un lucru care îmi place foarte mult e ideea de chirurgie oncoplastică, în care principiile de chirurgie oncologică, cea care încearcă să obțină vindecarea bolii prin intervenția chirurgicală, e împletită, deci aceste principii de chirurgie oncologică sunt împletite cu principii și tehnică de chirurgie plastică și estetică. Ca să obținem un rezultat bun din punct de vedere oncologic și frumos din punct de vedere estetic. Tipic pentru asta e mastectomia cu reconstrucție, pentru că sunt situații în care mastectomia rămâne necesară,
Dar alte exemple în care se păstrează sânul, dar el este în timpul operației în care se extirpă cancerul, e remodelat și de multe ori e mai frumos decât era înainte. E o mare bucurie și satisfacția pacientelor care de cele mai multe ori uită, și e bine că uită că au fost operate de cancer, și discutăm mai ales de partea estetică. Da. Oamenilor le este teamă că dacă nu au posibilități materiale, nu pot beneficia de cele mai bune servicii medicale. Sănătatea este legată de verbul a da. Medicul îi dă pacientului sănătatea, îi oferă câțiva ani de trăit. Îi redă auzul, văzul, umblatul. Așa e, e meseria lui, e normal, de asta a vrut. Da, pacient... Legat de... De asta există spitale de stat, de asta plătim asigurări de sănătate, de asta spitalele sunt bine dotate, de asta există experiență. Și sigur că există și spitale private și e bine că există și cel mai bine ar fi să fie o continuă concurență loială între aceste două tipuri de unități sanitare. Fiecare având avantajele și oarecum dezavantajele. Unul dintre motivele pentru care sunt încă la Institutul Oncologic, deși, apropo de film, m-am gândit de mult, oare viața mea nu e prea lineară, prea plată, prea simplă? M-am angajat la Institutul Oncologic destul de repede după facultate și mă pensionez de la Institutul Oncologic. Parcă e prea lipsită de suspans. Și am vrut să plec de multe ori și unul dintre motive, într-o clinică privată, și unul dintre motivele pentru care am rămas, nu e singurul, dar e unul dintre motive, e acela de a trata orice fel de pacient, indiferent de situația materială. Răspunsul e da la întrebarea dumneavoastră, dacă în România te poți trata bine într-o clinică de stat, da, cu siguranță. Institutul Oncologic e un astfel de loc și cunosc o mulțime de astfel de clinici. Ba, aș putea spune acum, fără să încerc să nu supăr, că uneori în clinici de stat, uneori, ești mai bine tratat decât în anume clinici private. Deci da, răspunsul e da. Însă există mentalitatea că au rămas unele căi bătătorite și pacientul este obligat să... Vă gândiți la mită și la șpagă. Da, da. Da. E un lucru delicat. E un lucru care există cultural. E un lucru nu numai în țară la noi, ci peste tot în lume. E un lucru care trebuie depășit. Trebuie depășit și e o relație mult mai simplă și mult mai frumoasă. În care recunoștința să se vadă în ochi. De ce spun că lucrul ăsta nu e specific numai României? Știu asta din Grecia, știu asta din Germania, știu din Franța. Am vorbit cu un coleg de sărbători din Israel și nu mai știu cum spuneam de ce șampanie sau ce băutură o să bea de Reveillon și a spus că în ultima vreme în Israel operează foarte mulți pacienți veniți din Rusia și fiecare invariabil îi aduce sticle de băutură. Așa că a ajuns acasă să aibă plin de sticle de băutură. Nu, e foarte frumos când relațiile sunt strict profesionale. Și de ce să nu spun că e extraordinar de frumos când persoana respectivă îți mulțumește după ce pleacă cu bine, scrie ceva de bine, îți aduce aminte de tine după un an, doi ani, cinci ani, zece ani. Și sigur că uneori e greu să rămâi cu picioarele
pe pământ după ce auzi atâtea laude. Dar în general mă mai aduce soția mea cu picioarele pe pământ, îmi zice ce nu te saturi de atâtea laude. Uneori eram supărat pe pacienții care nu mai spuneau nimic după multă vreme. Și după aia m-am înțeles că e bine și așa. Pentru că considerau boala, operația, tratamentul, un episod trecut și închis din viața lor. Și nu voiau să-și mai aduc aminte de el. E un mod de vindecare pe care l-am înțeles. Sunt cazuri de medici care solicită expres bani, acei medici venali. Am o situație din viața dumneavoastră contrară. Atunci când ați operat o pacientă, a trebuit să extirpați și în același timp să-i reconstruiți sânul folosind o proteză. Bolnava nu-și permitea să achite contravaloarea acesteia, iar membrii echipei dumneavoastră au ajutat-o, au strâns bani și au cumpărat proteza. Dar nu știu de unde le știți toate astea, că sunt imei, adică chiar o să văd care dintre colaboratorii mei au povestit chiar totul. Și da, era firesc și da, a fost mare lucru pentru noi și am făcut-o de mai multe ori, dar na, nici nu trebuie spus asta. Astfel de cazuri trebuie expuse. E minunat. Nu, să pretinzi bani și să primești... Nu, e îngrozitor. Deci, nu. E un lucru care chiar nu trebuie să mai existe. Nu, deloc. Mai ales că salariile s-au mărit, ceea ce e foarte bine, exodul unor categorii de oameni care lucrează în sistemul medical s-a redus, ceea ce e bine. Sigur, acum, că tot timpul nemulțumit, poate că această mărire de salariu ar fi trebuit să fie diferențiată. Nu ca și cum toți ar fi primit, deși e foarte bine că toți au fi primit, dar poate că ar fi bine să fie în funcție de calitatea și cantitatea muncii depuse. Da. Sigur, e greu, ar trebui particularizarea asta. Da. Niște discuții, dar poate că ar fi interesant. Atât pentru astăzi. Am avut un invitat de o înaltă noblețe sufletească, de obicei tămăduiți fizic. Acum ne-ați tămăduit sufletește. Vă mulțumim mult de tot. Și eu. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.